Botoșaniul, care joacă cu cea mai bună echipă în această primă etapă, deși vine după returul cu Țimvalii, cea victorie cu 3-1 din Georgia. Joi, FC Botoșani va juca în turul 2 preliminar al Europa League în deplasare cu Legia Varșovia. E o dublă în care echipa lui Leo Grozavu nu mai pornește favorit, așa cum s-a întâmplat în dubla cu Țimvaștit decât în alte ocazii. Acolo la limita spațiului tehnic vine centrarea 6 metri, ocazie uriașă pentru bulgarul Popov, venit excelent stoperul adus de la CSKA Sofia, trimite puțin pe lângă poartă. Aflat cu soarele în ochi portarul Craiovei la această execuție. Să vedem a cui va fi până la urmă. Șutează croitorul, ba nu e, o minge pentru Paul Batin. Ocazie mare, ocazie mare, o schemă pe care 1994 Naționala Suediei a folosit-o cu folos în acel sfert de finală de la campionatul mondial în fața României. Atunci suedezii deschideau scorul după o astfel de execuție. Ce eroare face Vătăjelu la această partidă. Un șut foarte bun, o minge pe care o respinge Cristi Bolgrădean. A fost execuția lui Marius Croitoru. A 34 de ani, un fotbalist care părea să fie atins maximul, care a atins maximul la Steaua, o echipă la care însă nu s-a acomodat foarte bine. Din nou ocazie pentru cei de la FC Botoșani, a fost reluarea cu capul al lui Paul Batin, însă Cristi Bolgrădean are un nou reflex foarte bun. 2 minute de prelungire pentru această primă repriză. Bolgrădean, eroul oltenilor în ultimele 2 minute. La ocaziile lui Croitoru și Paul Batin, Botoșan ne-a pus piciorul și a luat mingea. Foarte bună pasă acum pentru Taher Bawab. Un dribling, Bawab se complică. În loc să șuteze, Bawab a mai încercat un dribling. S-a ridicat fanionul la poziția lui Alexandru Băluță, însă e o semnalizare care nu are niciun efect. Mingea era de mult în brațele lui Plamen Iliev. Ce pasă dă Hergeligiu spre Taher Bawab aici. Un dribling, cel de-al doilea nu-l mai reușește. Intervine acolo Rashid Brown. La un pas să facă penalti. Are noroc. Dimitrov respinge tot la un adversar. E Taher Bawab acolo. Nu norocea pentru Taher Bawab, în poziție bună. Taher Bawab la colțul scurt. Plamen Iliev respinge în corner. S-a mai muiat căldura la Craiova. Spuneam la începutul meciului că pe undeva prin repriza a doua, după minutul 60, lucrurile... Recuperează Vătăjelu, centrarea lui Vătăjelu, preluarea lui Nuno Rocea! Super intervenție a lui Plamen Iliev. Ocazie mare. O poziție regulamentară în care s-a aflat Nuno Rocea. Și super parada lui Plamen Iliev. Oltenii nu aveau 3 sezoane trecute de la înființare, n-au putut participa în Europa. Aici e o problemă mare de tot. S-au dat cap în cap 2 jucători de la CSU. Se lasă cu răni. Aca și Târnăcop, am impresia. Da. I-am văzut, iată, până și pe jucătorii celor de la FC Botoșani, punându-și mâinile în cap. Iată și pe Vătăjelu făcând același lucru. Leo Grozavu profită din nou să mai dea câteva indicații. E nevoie de salvare. Intră pe teren și echipa medicală a celor de la FC Botoșani.